Primăvara a venit în centrul capitalei la Art Safari cu 6 expoziții deosebite. Fiecare este importantă și frumoasă și minunată în felul ei, însă cea mai gingașă, cea mai delicată este cea destinată florilor, naturii statice în arta românească. Grădinile Palatului, așa se intitulează această expoziție și vă propun o plimbare de weekend prin centrul capitalei la Art Safari, unde să descoperiți opere ale unor mari maestri. Să vedem! Maria Munteanu, Exhibition Developer, va fi ghidul nostru în grădinile Palatului astăzi. Maria, îți mulțumesc foarte mult, te rog, abia aștept să-mi spui despre această lucrare extrem de importantă semnată de Ștefan Lucian. Și noi vă mulțumim că ne vizitați. Avem într-adevăr niște obiecte, niște lucrări cu adevărat speciale în expoziția Grădinile Palatului și, cum bine ați remarcat, stăm prima oară alături de această lucrare emblematică pentru opera lui Ștefan Lucian și nu numai, și pentru arta românească de la începutul secolului 20 în general. Tabloul Toamna, Inocența, are două nume pentru că așa se obișnuia în epocă, mai ales în legătură cu stilul acesta Art Nouveau pe care îl practica Lucian la început. De aceea avem această alternanță, Toamna, Inocența, întotdeauna cu un sentiment. Cum am spus, lucrarea a fost comandată de la Ștefan Lucian pentru avocatul Victor Antonescu, avocat, om cu stare, care urma să își inaugureze noua casă, noua locuință în București, și anume pe strada Colței, astăzi nu mai este, dar își dorea foarte mult Lucian să-i execute aceste panouri decorative în stilul epocii. Și acesta este doar unul dintre cele patru, da? Pentru că sunt patru la număr. Exact, sunt patru la număr, patru anotimpuri asociate cu câte un sentiment în stilul epocii. Vedem și rama este absolut deosebită. Aceste panouri trebuiau să fie încastrate în elemente arhitecturale din casă. Toate sunt în colecții private în momentul de față. Nu există în colecții muzeale un astfel de panou, dar este special mai ales prin faptul că marchează în creația lui Ștefan Lucian un anumit moment stilistic, un moment stilistic care, bineînțeles, a fost inspirat de, să spun, afinitatea artistică a vremii, și anume Art Nouveau, Jugendstil, care a început mai ales în zona germană a Europei și care, bineînțeles, după aia s-a propagat în toate centrele artistice majore. România, pe vremea respectivă, devenise un centru artistic important. Istoria artei ne spune că de la 1850, deci din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în prezent, cumva istoria artei românești s-a perpetuat și a început să aibă o evoluție foarte bine definitivată, foarte bine reprezentată. Ștefan Lucian a avut un moment în care a fost inspirat de acest stil Art Nouveau, care a fost marcat mai ales de reproducerea, de realizarea acestor panouri decorative, și apoi putem să spunem că a fost o aventură cu stilul ăsta de reprezentare, pentru că apoi l-a părăsit și s-a dus într-o cu totul altă zonă stilistică. Lucrarea de lângă mine este de la 1901. Da, dar avem undeva acolo expusă o altă lucrare, da, care este, da, evident, tot un Lucian. Hai, da, să ne apropiem, te rog, foarte mult. Sunt extrem de prețioase toate aceste informații pe care ni le dai, pentru că tu cumva sintetizezi multe dintre informațiile existente pe care noi ca public poate că nu le cunoaștem sau le accesăm mai greu sau... Bun, suntem, iată, lângă un alt Ștefan Lucian. Da, este un... Din altă epocă. Exact. Este un Ștefan Lucian, cum suntem obișnuiți să vedem în manualele de istorie artei, în albumele de artă pe care poate multă lume le are în casă. Este un Ștefan Lucian după ce acesta și-a găsit stilul, să spunem, și-a găsit cea mai puternică inspirație, și anume modernismul care a caracterizat istoria artei românești la începutul secolului 20.
20, în special după 1910, după moartea lui Nicolae Grigorescu, care s-a produs în 1906, și Lucian a devenit atunci liderul generației sale. Cu adevărat, până la moartea lui în 1916, el a fost artistul cel mai reprezentativ pentru curentele înnoitoare, pentru arta modernă românească. Aici avem o natură statică pentru care Lucian este recunoscut, mai ales publicului larg. Este, bineînțeles, când spui Ștefan Lucian, te gândești la acele anemone superbe, la naturile lui statice cu garoafe, una pe care o avem chiar lângă noi. Este de semnalat cumva vaza aceasta de inspirație populară. Exact, populară, românească, autohtonă, cu modelele acestea superbe care, despre care etnografii vor spune că sunt modele tradiționale românești, în vaza aceasta de lut realizată în gospodăriile tradiționale. El avea această preferință de a plasa flori în vazele de lut românești. Deci iată că l-avem pe Lucian deja la apogeul carierei sale. Să spunem celor care poate că încă n-au trecut pragul grădinilor palatului aici la Art Safari și care sunt invitați să o facă în weekend, de ce nu, să spunem așadar că în această expoziție fiecare piesă în sine este o vedetă. Nu știu dacă e neapărat cuvântul potrivit, dar așa a fost gândită expoziția. Exact. În spatele tău, în momentul ăsta, Maria, se află două lucrări cu totul și cu totul deosebite, aparținând majestății sale Regina Maria a României. Te rog frumos să ne spui mai multe despre aceste acuarele. Exact așa cum ai remarcat, expoziția și-a propus să aducă în fața publicului mai ales naturi statice cu flori și în general subiectul florilor, dar cum a fost el reprezentat de cei mai importanți artiști ai vremii. Nu întâmplător am inclus-o și pe majestatea sa Regina Maria, mai ales alături de Ștefan Lucian. Ea avea aprecia arta foarte mult, a fost patroana artelor în România, cât a fost principesă, dar și ulterior în timpul domniei sale, și era și practicantă, deci era artistă cu adevărat, în sensul adevărat al cuvântului. Ea prefera mai ales să lucreze în acuarelă, pentru că era o tehnică preferată mai ales de doamnele din înalta societate și pe care cu siguranță a deprins-o încă din educația ei foarte timpurie. Se obișnuia ca doamnele, mai ales principese, aristocrate, să lucreze în acuarelă. Stilul este arts and crafts, bineînțeles, pentru că regina vine din zona Angliei, din zona de influență arts and crafts mai ales, și a rămas tributară stilului întreaga ei viață. Spun că că este fericită și dorită alăturarea cu Ștefan Lucian, pentru că Ștefan Lucian a fost în 1901 fondatorul societății artistice Tinerimea Artistică, a cărui patroană a devenit ulterior Regina Maria. Da, pe vremea aia principesa moștenitoare Maria, și apoi Regina Maria, bineînțeles, după ce a fost încoronată în 1922, a continuat toată viața ei să susțină artele. Și bineînțeles, a fost și o artistă de mare seamă. Evident că din această panoplie nu putea lipsi, ba mai mult, sigur, este la loc de cinste Grigorescu. Avem aici un Nicolae Grigorescu absolut minunat. Este, bineînțeles, că nu putea lipsi Grigorescu, pentru că el, așa cum am menționat întreagăt la începutul discuției noastre, este recunoscut ca întemeietorul, fondatorul, cel care a început arta modernă, a adus arta modernă în România. El a studiat la Paris, a fost parte din colonia artistică de la Barbizon, de lângă Paris, acolo unde a cunoscut toți mari artiști francezi ai vremii,
premii de la Gustave Courbet până la François Millet și așa mai departe, toată colonia asta artistică foarte puternic reprezentată, reprezentantă a realismului, și Grigorescu a adus cu el tot ce a învățat acolo, în capitala artei era Parisul la acea vreme. Toată viața lui a rămas tributar stilului realist, la început mai puternic și ulterior devenind din ce în ce mai alburiu, mai fumuriu, mai impresionist, putem spune, cu accente, pentru că, bineînțeles, un artist întotdeauna evoluează, niciodată nu rămâne pe loc, mai ales detalia lui Nicolae Grigorescu. Asta este o lucrare din perioada în care el era tributar acestui realism, bineînțeles un realism modern, pentru că tușa este extrem de liberă, dacă te apropii, te pierzi în marea asta de culori, iar pe măsură ce iei distanță totul se recompune și îți dai seama că este vorba despre niște frumoase flori puse într-o glastră. Din nou, aici accentul este pus doar și doar pe grădina din centrul imaginii, totul apoi este marcat cu brunuri, cu griuri, astfel încât să nu-ți mai dai seama de ce este în spate și să te concentrezi doar pe florile astea foarte frumoase. Am remarcat și un Dimitrie Berea în această expoziție fabuloasă și alăturarea, iată, lângă Grigorescu și mai departe, lângă Untonița, cumva rupe din universul în care te introduce Grigorescu și ajungi din cu acela o natură statică. Este o natură statică, se spune, de fapt, e o lucrare 2-in-1, are și o natură statică și un peisaj în spate. Da. Este undeva pe o terasă și, așa cum bine deja ai remarcat, este o rupere, o foarte mare diferență față de Grigorescu, pentru că dacă lucrarea pe care tocmai am văzut-o a fost realizată undeva către finele secolului al XIX-lea, asta este chiar după primul război mondial, deci în perioada interbelică, este un Dimitrie Berea extrem de modern, extrem, deci clar este sentimentul epocii, care deja a apărut avangardele la Paris, da, deja în 1905 Henri Matisse a expus cu colegii săi de generație lucrările pe care ulterior le-am numit foviste, deci cu niște accente de culoare extrem de puternice pe care le găsim și aici. Bineînțeles, artiștii comunicau între ei, se influențau reciproc și aceste culori foarte puternice care au, să spun, au făcut ravagi în lumea artei atunci și au influențat foarte mult artiști, au ajuns și în România. Le-am văzut foarte, foarte timid de la Lucian încoace, înspre perioada postbelică au rămas. Și aici, da, este o lucrare cu adevărat modernă, are accente din fovismul foarte, să spun, impresionant al lui Matisse, deci culori cu adevărat libere și în contrast, foarte mult contrast. Maria, tu parcurgi această expoziție și mergi de foarte multe ori și cu vizitatorii. Spune-mi, sunt tineri mulți care trec pragul, și nu mă refer neapărat la tinerii care, să spunem, sunt specializați, da? Sau care studiază artele sau... Cum reacționează ei? Răspunsul... Care e impresia lor văzând astfel de opere ale unor așa mari artiști, mai mari maestri? Răspunsul este da, cu siguranță avem vizitatori foarte tineri, de fapt 84% dintre vizitatorii noștri, conform calculelor făcute de noi, sunt foarte tineri, deci au între 16 și 35 de ani, deci clar sunt reprezentanți ai generației tinere. Lumea general primește foarte bine expozițiile, mai ales că punem accentul pe comunicare și pe medierea între opera de artă și vizitator, de aceea totdeauna expozițiile sunt însoțite de un suport textual foarte bine pus la punct, cu informații interesante. Nu ne dorim inducerea în ceață a vizitatorului din niciun contră. Caz. Din contră, să scoatem în evidență poveștile cele mai frumoase și cele mai atrăgătoare ale acestor lucrări. De multe ori operele de artă, de fapt de cele mai multe ori, vin însoțite cu un bogat istoric care le face
pe lângă aspectul fizic foarte interesante din punct de vedere al poveștilor lor. Punem foarte mult accent și pe tururile ghidate, care se fac în fiecare zi când suntem deschiși, de joi până duminică, oricine poate să vină să întrebe de un tur ghidat și atunci colegii noștri din echipa de ghizi vor fi foarte fericiți să ofere o mediere foarte bună între opera de artă și vizitator. Să descoperim mai departe aceste grădini ale palatului, iată, de ce nu, cu un Tonița. Da, un Nicolae Tonița, unul dintre cei mai iubiți artiști de publicul român. Este o natură statică, bine, pe el cunoaște mai ales datorită capetelor acelea superbe de copii, mai ales de fetițe, de reprezentarea Balcicului. Deci, cumva, el a activat în zona asta a Dobrogei foarte mult, a fost iubitor de Balcic și de Dobrogea, a coloniei artistice de acolo, și în zona portretului, al peisajului, și avem și câteva reprezentante ale naturilor statice. Asta este o operă de apogeu, este clasic Tonița, această suprapunere de pastă și cumva de tușă foarte, foarte liberă, cu accente de culoare foarte puternice, cum este garoafa de sus și cu un fundal neutru. Deci iată, vedem fundalul neutru pe care l-am întâlnit la Grigorescu, cum apare și la Nicolae Tonița. Bineînțeles, chiar dacă el este reprezentant al generației, mai ales al generației interbelice, cu toții s-au uitat în spate. Deci nu există în istoria artei românești să nu poți să vezi influențele celor mai, da, mai bătrâni, mai în vârstă, și cum s-au perpetuat ele și cum au devenit din ce în ce mai interesante. Și până la urmă cum interesante. s-au perpetuat. Exact, exact. Nu putem să nu remarcăm, și dacă vreți să vedeți cu adevărat cum arată și să simțiți verdele lui Aman, iată. Expoziția își propune să te tragă așa dintr-o stare în alta, dacă am văzut lucrări cum sunt cele ale lui Tonița sau lui Dimitrie Berea, foarte moderniste, atunci le-am juxtapus cu lucrări ceva mai clasice, cum am avut Grigorescu, iată, l-avem neapărat și pe Teodor Aman, care a fost mare iubitor de flori și mare iubitor de natură statică. Este predilectă în opera sa natura statică, alături de peisaj mai ales. Și Aman nu a fost doar un foarte bun pictor și tehnic, a fost extrem de bine înzestrat, ci a fost și un om de societate și un om vizionar, mai ales din punct de vedere al ceea ce a rămas după el. Pe lângă opera, a rămas o întreagă școală de arte, pentru că el este, alături de Gheorghe Tătărăscu, fondatorul Școlii de Bele Arte de la București. Deci moștenirea lui este imensă, pe lângă cea a picturii și a artelor vizuale. Este fondator, întemeitor de școală, noi așa îi spunem în istoria artei. Revenind la naturile lui statice, ele sunt un adevărat tribut memento mori, sunt niște naturi statice care, într-adevăr, își propun să-ți arate efemeritatea vieții, cât de lejer facem anumite gesturi astăzi, poate le repetăm mâine sau poate nu le vom mai repeta niciodată. Deci naturile lui statice vin încărcate și de această esență filozofică în care el credea. Iar acest colț muzical chiar îți vorbește. Da, da, exact. Introducea în opere mai ales obiecte feminine ale soției sale, pe care știm că a portretizat o numită Ana Aman. Iată o mânușă aruncată, chiar scoasă foarte delicat de pe mână și lăsată la întâmplare pe o masă, alături de bijuterii, un evantai, partituri. Asta ne arată interesele cuplului de zi cu zi, dar și o compoziție foarte bine construită. Întotdeauna la Aman, esența asta a subiectului, a filozofiei din spatele lucrării, vine însoțită de un suport tehnic, vizual foarte, foarte bine, foarte bine exersat. Deci un pictor de compoziție excelent. Maria, îți mulțumim foarte mult pentru această vizită aplicată în grădinile palatului. Spune-ne încă o dată până când este deschis și invită-i tu, te rog frumos, pe telespectatorii noștri să vină să viziteze.
Cu mare drag, m-a bucurat foarte mult vizita. Grădinile Palatului, expoziția noastră care își propune să aducă în fața publicului cele mai frumoase flori, fie că sunt ele natură statică, fie că sunt ele integrate în peisaj, poate fi vizitată până în data de 14 aprilie, deci mai sunt câteva săptămâni. Ulterior, vizitatorii se pot bucura și de celelalte expoziții din sezon, care pot fi vizitate un pic mai mult până pe 28 iulie. Deci pentru grădini trebuie să se... Deci grăbiți-vă, veniți în grădinile Palatului. Exact. De mai bine de 10 ani organizează unul dintre cele mai mari evenimente culturale Art Safari, care a devenit de altfel un eveniment cu tradiție și un fenomen cultural. Este artist, este creator, este lector universitar, dar dincolo de absolut orice este CEO Art Safari. Dacă îmi permiteți, aș putea spune, dați-mi voie, este capul, emoția, organizarea acestui minunat Art Safari deschis în București, în inima Bucureștiului și aflat la a 14-a ediție. Ioana Ciocan, mulțumesc foarte mult că ești acum alături de noi. În cele 13 ediții de până acum, cam câți vizitatori v-au călcat pragul? Suntem undeva la 600.000 de vizitatori în toate aceste ediții. Bineînțeles că trebuie să calculăm începuturile Art Safari. Noi ne-am mutat dintr-o clădire în alta, am început cu un eveniment de 3 zile, după 3 zile s-au făcut 5, după 5 s-au făcut 10 și așa mai departe, până când am ajuns la acest miracol din centrul vechi al capitalei, în Palatul Dacia România, unde ne aflăm aici. Și acest miracol nu s-ar fi petrecut fără colaborarea excelentă pe care noi avem cu Muzeul Municipiului București, respectiv cu domnul director Adrian Majoru, care ne-a permis să ocupăm spațiul, să-l transformăm într-un muzeu al expozițiilor temporare, până când acest spațiu va fi transformat în Pinacoteca Municipiului București. Nu e prima dată când noi am intrat în acest spațiu, am mai stat 10 zile, undeva în 2016, așa că dacă ar fi să calculez pe un număr de vizitatori, mie mi se pare un număr foarte mic. Da, e un număr foarte mare pentru România și e un număr foarte mare pentru Europa de Est. Asta pentru că suntem una dintre țările, dacă nu poate chiar țara cu cel mai mic consum de acest gen, nu? Suntem peste Bulgaria la consumul cultural, la consumul de artă. Și mă bucur că putem să contribuim prin toate expozițiile pe care Art Safari le face, nu doar prin Art Safari, să contribuim a fi cel mai mare operator de expoziții din Europa Centrală și de Est. Felicitări! Este un demers antreprenorial, creativ, extraordinar de bine făcut și dovedit, da, ca fiind cu foarte mare succes, încă o dată felicitări. E un anume gen de public care descoperă Art Safari, este un gen consacrat, este un gen care vine acum, află despre Art Safari și gustă. Din 2014 ne-am gândit că cel mai bine este ca arta să fie pentru toată lumea. Încă de la început, de la prima ediție, am vrut ca Art Safari să atragă nu doar iubitorii de artă, dar și publicul curios. Ne bucurăm ca la fiecare ediție să vină și să revină cei care au fost la prima, la a doua, la a treia ediție, dar bineînțeles să vină și un public nou. Simțim acest lucru, mai ales prin grupurile de oameni care vin la Art Safari și ne zic: am venit special de la Brașov, am venit special de la Târgu Mureș, am venit special de la Constanța. E un moment foarte emoționant pentru noi să vedem că oamenii se suie în tren, se suie în autobuz, în grupuri, și vin să sărbătorească aici, în Art Safari, o întâlnire sau să trăiască pur și simplu emoția vizitării unei expoziții. Ai simțit o schimbare în atitudinea românilor
a publicului în toată această perioadă de când deschizi și lucrezi și pui pe picioare Art Safari? E o întrebare foarte bună. Da, oamenii s-au schimbat foarte mult. Publicul este din ce în ce mai pretențios. Își dorește de la noi performanță, își dorește de la noi să facem expoziții din ce în ce mai bune și noi trebuie să-i ascultăm. Practic te obligă. Exact. Este datoria noastră să ascultăm tot ce ne zice publicul și să aducem în fața lor expoziții din ce în ce mai interesante. Mai am o curiozitate. Există oameni, un anume, cum spuneam, public dedicat, dar sunt oameni cu anumite meserii care vin în mod constant la Art Safari? Vin toate categoriile de public. În primul rând sunt cei care sunt pasionați de artă, pe urmă sunt cei care sunt curioși și o categorie foarte mare este categoria care a auzit ce frumos a fost la Art Safari și vine ori să-și contrazică prietenul, ori să-i dea dreptate. Studenții vin în număr foarte mare, de curând am scos cifrele de vizitare și mediciniștii rămân categoria numărul 1 de studenți care ne calcă pragul, urmat de cei de la agronomie, e foarte interesant. Agronomie, aș fi spus inginerii. Și inginerii sunt pe locul 3. Foarte interesant. Deci Art Safari este aici, în țară, pentru românii din țară. Da, ne-am gândit și după ce am primit atât de multe cereri de a face Art Safari și în alte orașe, am zis da, hotărât, am început cu un Art Safari la Brașov, a continuat la Timișoara, anul acesta facem la Târgu Mureș, am făcut și acum 2 ani la Târgu Mureș și ne-ar plăcea să putem să extindem acest minunat concept de Art Safari peste tot în țară. Așa că dacă aveți drum în orașele din țară, să știți că Art Safari nu e de ocolit. Și cum emisiunea noastră se intitulează Ce facem în weekend? Iată așadar Art Safari în București sau în țară, în weekend, de ce nu? Tu nu doar aduci operele minunate aici în România, ci și duci operele minunaților artiști români peste hotare. Ești comisarul României la Bienala de la Veneția. Începe pe 20 aprilie. Spune-mi, te rog, tema de anul acesta, fiind străini pretutindeni și noi fiind reprezentați de artistul clujan, Sherman Sandu, care tocmai a fost selectat, ce înseamnă în anul acesta, 60 aniversare, ce înseamnă participarea României în acest an? Bienala de la Veneția este cel mai important eveniment dedicat artei din lume. Nu există niciun dubiu. România, de fiecare dată, de la prima prezență în pavilionul României la 1907, a făcut o impresie foarte bună și datorită lui Iorga avem și un pavilion național, da, o construcție unde se întâmplă aceste expoziții. Acest lucru s-a întâmplat în 1938. Suntem alături de Israel, suntem alături de Coreea de Sud, de Statele Unite ale Americii, de Mare Australia. Mare privilegiu, pentru că altfel, exact. De altfel sunt foarte puține, să spunem, foarte pavilioane. Puține, da, sunt sub 30 de țări din toată lumea care au propriul lor pavilion, propria lor construcție. România este norocoasă că are această ocazie să beneficieze de un spațiu generos pentru a fi văzuți artiștii români la acest mare eveniment. De fiecare dată, Ministerul Culturii, împreună cu Institutul Cultural Român și cu Ministerul Afacerilor Externe, organizează un concurs național. Cine câștigă acest concurs urmează să reprezinte România la Bienala de la Veneția. Anul acesta, Sherman Savu, curatoriat de Ciprian Mureșan, reprezintă România, așa că Ce facem în weekend poate să presupună și o mică excursie până la Veneția. Sau de ce nu, toți românii care sunt acolo, pentru cea că mai mare Bienala comunitate. Începe pe 20 aprilie, dar se încheie în noiembrie, așa încât cu siguranță găsiți un weekend în care să mergeți să vizitați pavilionul României de acolo, de la Veneția, și să descoperiți what is work, ce e munca, da? Da. Lucrarea acestui artist clujean. O temă foarte interesantă, pentru că o să o descoperim și ce facem când nu muncim, în momentele acelea de pauză. O pictură frumoasă, dar și mozaic, e un pavilion care cu siguranță nu trebuie ocolit. Moștenirea comunistă cumva a fost tema
acestei lucrări. Tu ți-ai dat lucrarea de doctorat cu, să zicem, această temă. Crezi că e o temă care poate fi exportată afară? În ce fel ajută arta? Eu cred că poate fi exportată. Cred că întreaga istorie a dictaturii lui Nicolae Ceaușescu este ceva ce trebuie încă înțeles de către noi, de ce ne purtăm în felul în care ne purtăm, de ce nu avem grijă de patrimoniu, de clădirile vechi și așa mai departe, totul are rădăcina undeva în trecut. O să fie foarte interesant, mai ales pentru generația tânără, să vadă lucrările lui Șerban de la Bienal. Mult succes! Mulțumim! Cea mai recentă carte a sa este Dicționar de optimisme și a scris până acum 10. A regizat peste 40 de spectacole de teatru, tot până acum, evident. Este o personalitate creatoare, s-a impus în cultura contemporană prin originalitate, curaj, moralitate. De ce? Pentru că ea a inițiat Festivalul de Teatru Independent Undercloud, ea a demarat proiectul Grivița 53 de construire a primului teatru privat de la zero și tot ea a regizat la Teatru Național București, spectacolul Nora, pentru care semnează și adaptarea. Chris Simion Mercurian. Bun găsit, mulțumesc mult că putem să ne vedem iată aici în Teatrul Național. Ai realizat practic o adevărată cercetare teatrală, aș putea spune, despre feminitate, despre însingurarea în cuplu și vorbim despre un alt spectacol minunat pe care l-ai realizat tot acum de curând, despre descoperirea de sine, despre nevoia descoperirii de sine. Tu ai adus piesa lui Ibsen la Naționalul Bucureștean după 60 de ani, cu Irina Movilă, Nora Helmer. Iată că acum Ostermayer pune din nou Helmer. De ce crezi că... Hedda Gabler. Hedda Gabler. Tot Ibsen. De ce crezi că creatorii de teatru se apleacă asupra creației lui Ibsen? Ce o face să fie atât de căutată? Aș fi vrut să fac o glumă, dar... Te rog! Cred că s-ar supăra autorul pe mine. Gluma era că n-am fost inspirat nici eu, nici Ostermayer. Ne-am dus spre dramaturgia clasică, pentru că acolo am considerat că putem să rămânem în clișeu. Glumesc. Deci, cred că sunt texte care sunt necesare acum, aici. Sunt texte care au o forță pe care te poți sprijini regizoral extraordinar de mult. Și da, este o Nora altfel, Nora mea, pentru că nu știu să fac spectacole cu minți sau spectacole somnifer, pentru că cred eu că societatea de astăzi are nevoie de spectacole pe care să le ia acasă, care să-i trezească, care să-i atingă profund, nu doar epidermic. Și Nora mi-a permis să fac asta. Am și avut noroc să am o echipă cu care am putut să construiesc toată energia. Să spunem, dintre creatorii pe care i-ai ales, Irina Movilă este... Irina Movilă este Nora și nu sunt nebună, n-am greșit distribuția. Nora lui Ibsen are 35 de ani, dar trebuie să veniți la Nora noastră ca să vedeți de ce Irina Movilă. Ca să înțelegeți această propunere absolut originală. Exact. În Torvald este Ioan Andrei Ionescu, în Krogstad este Șerban Pavlu, în Dr. Urang este Mihai Munteniță, în Cristine Linde este Amalia Ciolan și cei trei copii care în spectacolul meu, nu o să dau spoilere, mai joacă trei personaje, dar dacă vă spun ce fel de personaje, deja ați intrat în cheia. E foarte bine să spui lucrurile astea, pentru că noi facem recomandări pentru telespectatorii noștri, pentru cei care ne urmăresc și la TVR Cultural, dar și online, să iasă din casă în weekend, să vină să descopere spectacole de teatru care cu adevărat marchează. Tot se poartă, e la modă chestia cu introspecția, cu analiza, cu... E un spectacol care e construit pe introspecție și cred eu că are o zonă de terapie, pentru că încearcă... Te rog, aș vrea foarte tare să vorbim, pentru că te-ai dus deja în zona asta de aspectul
de terapie. Aș vrea să vorbim despre decorul absolut special, gândit de Maria Miu. Inepuizabila Maria Miu. Voi de altfel aveți o simbioză deosebită, vă leagă. Ne iubim. Vă leagă atâta și atâta experiență teatrală, de viață. Iată un tandem, regizor, scenograf de succes, cum se poartă și cum se spune. Este un spațiu special pe care Maria l-a construit, l-a gândit, l-ați gândit de fapt împreună. Este spațiul perfect pentru nora noastră. Conține atât realismul psihologic cât și metafora. Este un spațiu pe care, în care spectatorul poate să intre infinit și cât își dorește el. Și da, este un spațiu care seamănă foarte mult cu, atât cu un spital, cu o clinică, cât și cu un puzzle, cu un Lego, cu spații care se descoperă și care pot fi identificate atât în imaginarul personajelor, cât și în realitatea lor. Este o scenografie care servește total demersului regizoral pe care l-am propus și da, am lucrat cu Maria de la concept până la implementare și este relația pe care mi-o doresc cu, să o am cu un scenograf, o relație de iubire, iar cu Maria reușesc de fiecare dată, la fiecare întâlnire, să ajung în acest punct unde spațiul devine un spațiul scenic, devine un univers pentru spectacol. Și fără să dăm neapărat spoilere, dar vreau să incităm pe cei de acasă, este cumva o introducere în, hai să-i spunem, lumea ospiciu de astăzi. Da, se poartă această direcție, dar dincolo de faptul că se poartă, eu am considerat-o necesară pentru Nora, pentru că este o Nora care în momentul în care pleacă, așa se termină piesa lui Ibsen și îți lasă finalul deschis, poți să alegi tu unde pleacă. Pleacă pentru că se sinucide, pleacă pentru că își începe o viață nouă, pleacă pentru că în urma suferinței și a parcursului emoțional pe care l-a avut în relația cu Thorvald Hermann, ajunge într-o clinică. Sau unde poate că pleacă pentru a-și continua această introspecție și această descoperire de sine. Păi asta vreau să spun, ajunge într-o clinică, dar nu neapărat pentru că ar fi nebună, ci pentru că are nevoie de această călătorie terapeutică, de această coborâre în sine, de această întâlnire cu sinele ei real, pentru că da, avem talentul, ce să vezi, să ne sprijinim foarte mult pe minciună în viața asta și să ne pierdem pe drum. De când ne naștem, prin prisma educației, a culturii în care ne creștem, ne risipim foarte mult și la un moment dat, da, avem nevoie de această întâlnire reală cu noi înșine. Și despre asta este spectacolul, despre această paralelă pe care am propus-o. Odată, clinica, spațiu care te constrânge și unde nu ai șansa să te mai minți și te izbește realitatea, și spațiu paralel, trecutul, memoria, care e plină de răni, necesare nu de băgat sub preș, ci de confruntat, de vindecat și apoi de eliberat. În așa fel încât Nora la final să fie cu pantofii roșii și cu într-o ieșită, evadare cu adevărat spectaculoasă. Vindecată, asumată și iubindu-se pe sine. Pentru că cred că nu în sensul egocentric sau egoist al cuvântului, deși nici asta n-ar fi foarte rău, într-o anumită limită, ci în sensul spiritual și profund. Da, esențial, al traversării noastre pe aici. Mihai Munteniță, prin modul în care tu rostești cuvintele cu o anume eleganță, doctorul Rank al tău propune o imagine inedită, neobișnuită față de cea cu care suntem obișnuiți noi vis-a-vis de doctorul Rank. Ești metodic, intuitiv, direct, cu un zâmbet cald, deschis, adevărat.
E un registru exersat de emoții, de trăiri. Spune-mi, te rog, cum ți l-ai însușit în acest fel? Deși se spune că la umbra marilor stejari nu crește nimic, în viața de zi cu zi, când, adică dacă ne gândim la lideri sau la oameni puternici, părerea mea este că în arta teatrului caracterele puternice se formează numai la umbra marilor dramaturgi. Și recunosc, școala mea e făcută cu dramaturgie clasică, dramaturgie puternică. Am început la Teatru Sunetes Podul, coordonat de domnul Cătălin Naum. După aia am ajuns la un ATC, coordonat de domnul Adrian Pintea. Și tot timpul am căutat clasicul, am căutat operele validate. Mi s-a întâmplat să am întâlniri puternice cu mari creatori și astfel toate lucrurile astea s-au sedimentat până când pot să zic că mi-am creat și o metodă. O metodă care în funcție de proiect se modifică, adică nu am scris-o încă, nu am o carte despre metoda mea, deci sunt adaptabil. Și atunci, în funcție de că ați spus și că sunt intuitiv, mă bazez în mare parte pe intuiție, adică las lucrurile liber. Și doctorul Ranca a reprezentat o provocare venită din partea doamnei regizor Cristi Mion Mercurian, o provocare de care m-am bucurat. Și e a doua mea întâlnire cu Ibsen. Prima a fost într-o piesă care s-a numit Brand, unde am avut parteneri pe domnul Gheorghe Visu, Ana Ioana Macaria, Adrian Titieni, Adrian Văncică, spectacol care s-a jucat la Oslo, festivalul Ibsen, coordonat fiind de doamna Ilinca Stihi. Și pot să spun că l-am îndrăgit pe Ibsen și îmi place foarte mult la el greutatea pe care o are în replicile foarte scurte. Mi se pare că are o sevă de originalitate și nimic nu este întâmplător la Ibsen. Originală este și propunerea regizorală a lui Chris Simion Mercurian. Practic face un personaj luminos, un personaj atașant, plăcut, dorit să-l vezi din ce în ce mai des în scenă. E un fel de, să spunem, înger ocrotitor? Ar putea el aduce fericirea în montarea propusă de Chris? Wow, e o întrebare foarte bună și părerea mea e că acest liant, îl consider liant, adică cel care încearcă să rezolve nevăzut împăcarea dintre ei doi. Sau el chiar iubește familia. Iubește familie și iubește cuplul format din Nora și din Thorvald Helmer. Și nevăzut, misiunea lui nevăzută e aceasta, de a împăca, de a regla lucrurile, de a arăta că, uite, se poate și cu dragoste, se poate și cu înțelegere. El încearcă și prin prezența lui cred că aduce o pată de culoare și o pată de liniște. Iar imaginea lui, interfața lui este una și dacă ai răbdare, îl poți descoperi, adică poți vedea și omul din spatele acestei imagini, care la prima vedere poate să fie șocantă. Dar, ca în viață, e bine să ai răbdare cu toți oamenii și să nu-i judeci din prima. Cristine Linde, această prezență tenebroasă și întunecată din viața, din destinul Norei, este construită cu minuțiozitate și cu tenacitate de una dintre actrițele mele de suflet, colega mea de clasă, de la facultate, actrița Amalia Ciolan. Amalia, tu îmbraci atât la propriu, cât și metaforic, o haină neagră, într-un rol contre-emploi, construit cu foarte mare atenție, așa cum am spus, la fiecare gest, la fiecare zâmbet, la fiecare privire, nu mai spun, la fiecare cuvânt. Ce a însemnat întâlnirea? Întâlnirea ta cu acest personaj al lui Ibsen, aparent, să spunem, nu știu, minor, dar care pare așa cumva
în oglindă o imagine a lui Helmer. Da, Ibsen m-a fascinat întotdeauna. A fost unul dintre autorii mei preferați. Pentru că realismul lui este foarte puternic și pentru că ție ca actor îți oferă posibilitatea să forezi în interior și să cauți lucruri pe care nu le știai despre tine. Dar în același timp foarte umane. Și propunerea regizoarei de a mă duce în zona asta mi s-a părut foarte interesantă pentru că omul este alcătuit și din lumină și din întuneric. Corect. În principiu suntem tentați să căutăm lumina, dar se întâmplă în viață să te duci pe partea întunecoasă. E riscant pentru că uneori nu poți ieși. Și cam în zona asta am înțeles că ar fi acest personaj, această ființă. Și atunci ai sondat în tine și ai descoperit astfel, să spunem, de zone tenebroase și greu de atins, da. Sau poate uneori da. Niciodată de atins. Da. Da. Da, am încercat să găsesc zonele astea întunecoase ale ființei umane pentru că punea mai bine în pagină lumina norei, punea mai bine în pagină situația realistă pe care Ibsen o pune în pagină. Și sigur că noi spunem povești, dar sensul nostru pe scenă este și de a face oamenii să se gândească la lucruri. Să, atunci când pleacă din sala de spectacol, să se mai gândească încă la ceea ce înseamnă deciziile pe care le iei în viață, hotărârile pe care ți le iei și care pot să influențeze pozitiv sau negativ viața ta și a celorlalți. Pe de altă parte, tu ești suferința întruchipată, mă rog, nu a ta neapărat, ci a norei. Ești teama acesteia din urmă de a fi părăsită pentru o altă femeie? Da, în principiu, în momentul în care forezi în interior un asemenea lucru, trebuie să găsești și cauza de la care a pornit această decizie, acest întuneric, acest tenebros. Orice om se naște, nu? Curat, e perfect, făcut de creator și depinde foarte tare de alegerea noastră. Întâmplări din viață, decizii pe care le luăm, asta face ca omul să se ducă pe calea de lumină sau pe calea de întuneric. Și sigur am încercat să-i găsesc exact profunzimea și opțiunea și situațiile care au determinat-o pe această femeie, spaimele ei, neliniștile ei, frustrările care au determinat-o să ajungă să fie așa. Ioan Andrei Ionescu, Torvaldul tău, bărbatul tiran cu voci, cu gesturi dulci, îi ține piept admirabil norei Irinei Movilă. Cum ai reușit tu să construiești un personaj care nu poate fi nici iubit, dar nici blamat? De aici, de la ideea asta că nimeni nu e de vină. E o idee, dacă vrei, care provine din tragedia antică și trece prin Shakespeare. Asta e o replică din Shakespeare. Nu e nimeni vinovat. Într-adevăr, și aici, cu filoanele lui tragediene, Ibsen construiește acest personaj, Torvald, care are și el dreptatea lui. Are și el viața lui, e și el surprins de schimbarea care se petrece în societate, pe care nu o înțelege, își iubește soția în felul lui. Da, dar îl tratează ca pe un obiect, nu știu, e Torvald o victimă a societății, a educației primite, a îndoctrinării patriarhale, l-ai văzut în felul acesta? N-am căutat să-i caut scuze. Am căutat mai degrabă să îl fac să funcționeze după niște parametri pe care i-am învățat. Noi suntem cu toții, fiecare dintre noi, suntem rodul unor reflexe acumulate. Și el, la rândul lui, a acumulat niște reflexe sociale, cum spuneai și tu,
pe care după aia le manifestă. Noi vorbim de un raport între soț și soție care se schimbă pentru că cineva se trezește mai mult decât celălalt. Că amândoi fac efortul să fie conștienți de ce plan au fiecare în viață. Numai că planurile lor nu mai coincid la un moment dat. Torvald contrastează cu tot ceea ce face Nora și viceversa. Da, sunt două filozofii de viață și două filozofii de privind relaționarea în cuplu total diferită. Și totuși, care e morala lui Torvald? Ai acolo o replică, niște cuvinte cheie. Am crezut că mi-ai risipit averea. Care sunt idealurile care îl animă? Să zicem că asta ar fi fost pe moment de criză și imediat. Asta este un Nu. Asta vreau să spun, că este doar într-un moment de criză o justificare a unui comportament. Dar mai târziu spune ceva. Nimeni nu-și jertfește onoarea pentru cel pe care îl iubește. Cumva și antropologic, bărbații sunt construiți de așa manieră. Eu nu cred neapărat că astfel de conflicte vor dispărea vreodată dintre bărbați și femeie. Femeia va iubi și va pune iubirea mai presus de orice, tot timpul, și bărbatul va găsi întotdeauna lucruri care să încadreze iubirea și să o pună într-o cutie, într-una dintre cutiile pe care le are, foarte bine ordonate în capul lui. Privind această propunere regizorală inedită, originală a lui Chris Simion Mercurian, la final ajungi cumva să te întrebi cine este de fapt cel închis între patru pereți, Torvald sau Nora, bărbatul sau femeia? Fiecare dintre noi. Ți-ai răspuns la întrebarea asta? Fiecare dintre noi. Asta e o propunere cu care am jonglat un pic și am testat-o un pic încă de la începutul repetițiilor. Ca finalul să fie surprinzător, să nu-ți dai seama cine de fapt e încapcanat în propriul destin. Fiecare dintre noi avem capcana noastră, avem problemele noastre pe care le credem cele mai mari, avem cea mai mare dreptate din lume, noi contăm cel mai mult și în momentul în care toate orgolile pică pentru că tot ce ai construit s-a dărâmat, constați că ești captiv. Ești și urmează ca și tu, la rândul tău, după un crack ca asta, să încerci să-ți spargi pereții ăștia, ai proprii închisori. Niciodată nu urci pe scenă la repetiție sau la spectacol fără să te coste. Costă, te epuizează. A fi actor înseamnă în primul rând muncă și o iei de la capăt cu fiecare rol. Despre profesia aceasta, Irina Movilă crede că este un strigăt. Un strigăt pe care îl simți înăuntru, în cel mai profund loc al ființei tale. Actoria este un fel de a exista și de a învăța să-ți trăiești mai bogat viața. Irina Movilă, cum te-a îmbogățit Nora? Ce ai descoperit despre tine, sondând tot acest tumult interior al ei? În primul rând am descoperit că această partitură nu ține de vârstă, așa cum credeam. Am avut marele cadou din partea bunului Dumnezeu că în ultima vreme am căpătat roluri pe care mi le-aș fi dorit la tinerețe și pe care nu le-am avut și care au pogorât asupra mea la vârsta pe care o am într-o modalitate nesperată, neașteptată. Din cauza asta consider că Nora m-a îmbogățit pe mine poate mai mult decât am îmbogățit eu această partitură, pentru că am regăsit în mine capacitatea de a trece peste timp și peste prejudecățile pe care le avem fiecare despre noi înșine, în primul rând. Cine este Nora ta? E femeia copil, femeia păpușă,
femeia bărbat, toate femeile sunt Nora. Nora e ce spune titlul. O femeie. Nora e un om. Mi-aș dori foarte tare ca acest demers al nostru să nu fie tratat ca un demers sau ca un, cum să spun, schematic, drept un demers feminist, pentru că nu este așa. Toată opera, marea opera lui Ibsen este concentrată, e adevărat, asupra femeii și asupra interiorității și statutului ei, cumva în toate marile piese, e vorba despre eliberarea femeii, despre eliberarea spiritului, femeia mării, Rosmersholm, stâlpii societății, Hedda Gabler, rața sălbatică și Nora, considerată probabil, cum s-a mai spus, și un fel de Hamlet feminin. Eu nu cred asta, adică pe lângă asta eu cred că ceea ce am încercat să facem noi cu acest spectacol este să vorbim despre relația într-un cuplu. Relația într-un cuplu care depășește anul 1890 sau anul 1990 sau anul 2023. Este vorba de un tip de raport care, din punctul meu de vedere, trebuie explorat și trebuie ajutat să ajungă la echilibru. N-am fost clară? Nu, mă bucur că ai menționat foarte clar faptul că îți dorești ca viziunea lui Chris Simion Mercurian să ajungă prin creația voastră artistică la toți spectatorii, astfel încât să nu fie neapărat un manifest sau ca o piesă, ca un spectacol feminist, pentru că, așa cum spuneai, nu cred că tu este. Ești un om. Este de altfel și o replică pe care eu adresez soțului, da, tău. Da, mai întâi de toate sunt om ca și tine. Exact, ești un om. Dar Nora ta este într-o continuă metamorfoză. E chiar de la prima intrare în scenă, când ești adusă cumva, să spunem, fără voia ta în acest alb strălucitor și în toată această scenă pe care publicul o încasează ca atare, ca un spațiu aseptic chiar, până la evadarea ta la propriu din decor și până la ieșirea strălucitoare și triumfătoare din fundalul scenei de la final. Este un drum pe care Nora l-a străbătut în această propunere regizorală a lui Chris Simion Mercurian. Cum ți l-ai însușit? Cum ți l-ai descoperit pas cu pas, tu pentru tine? Pas cu pas. Deci, eu cred că ceea ce a contat cel mai mult este că mi-am permis să mă joc. Și mi-am permis să mă joc cu ghilimele în toate felurile. Mi-am permis să cred că pot să fiu și o fată de 24 de ani, că pot să fiu și o păpușă, că pot să fiu și o femeie, că pot să fiu și o femeie curtată și, adică, mi-am permis lucruri, ipostaze pe care le-am căutat de-a lungul călătoriei mele cu rolul. Și acest lucru era posibil și pentru că propunerea era aceea unui spațiu al terapiei, al eliberării. Și atunci orice pas n-avea cum să fie greșit. Trebuia doar să aleg între diferitele variante. Din cauza asta mi s-a părut o propunere foarte interesantă. Nora, și ofertantă pentru actor. Cu siguranță, și o
adevărată virtuozitate, măestrie pe care le arăți, le dezvolți cu acest nou rol. Nora acceptă foarte multă vreme să fie docilă, păpușă, smerită, să se ridice cumva, dacă vrei, la standardele morale. Nu cred că e vorba că ea acceptă. Lui, scuză-mă, nu cred că e vorba că ea acceptă. Ea așa este învățată să fie. Adică nu cred că relația între ea și soțul ei era ceva impus, ci era ceva indus de felul cum a crescut, de felul cum a văzut în jurul ei, de felul cum a învățat să-l iubească pe soțul ei. Adică eu nu cred că ea făcea aceste lucruri dintr-un anumit tip de obligație față de el. Era vorba doar de un raport care ar fi putut să dureze la nesfârșit așa, fără ca niciunul din parteneri să fie deranjați, dacă nu ar fi intervenit accidentul. Și intervenind accidentul, fiecare dintre parteneri s-a exprimat pe sine așa cum se considera de fapt. Și s-a exprimat pe sine în raport cu cuplul, așa cum de fapt îl vedea, îl considera, cu toată sinceritatea. Între sinceritatea ei și sinceritatea lui a apărut conflictul, ruptura. Pentru că cred că nici unul nu se uita la celălalt într-o formulă de raport corect. Spuneam că Nora acceptă toate lucrurile astea având acest bagaj, da, informațional, educațional, de creștere, de existență în societatea aceea. Dar și de astăzi. La un anumit moment, exact, se păstrează și astăzi, din păcate, undeva a început procesul Norei de descoperire pe sine însăși. Este un final voit, lăsat deschis, în așa fel încât spectatorul, când iese din sala de teatru, să spună oare ce face Nora mai departe, din punctul în care... Păi, cred că da, și cred că asta este și frumusețea cumva. Nu e fiind, cum ai spus, un final deschis, de acolo încolo tu poți să alegi ca spectator ce crezi că va deveni ea. Din punctul meu de vedere, există o replică pe care eu o iubeam foarte mult și care, din păcate, adică a căzut din diferite rațiuni ale spectacolului, că ea spune la un moment dat, în momentul ăsta, deci la monologul final, în momentul ăsta eu nu mai pot să mă ocup de copii, pentru că nu mai sunt în stare să fac nimic pentru ei. Ce înseamnă asta? Nu că își părăsește copiii, dar că așa cum era atunci, înainte de a încerca să se elibereze de toate, nu ar fi putut să-i ducă mai departe, adică n-ar fi putut să îi învețe sau să-i îndrume către un anumit fel de a înțelege viața, de a înțelege societatea, de a înțelege relațiile, de a înțelege iubirea. Știi ce spun? Indiferent, până la urmă, de opțiunea ei, de alegerea Norei, procesul acesta de autodescoperire și de conștientizare a propriei identități rămâne esențial în evoluția ei personală și eu, alături de Irina Movilă și de întreg personalul, colectivul artistic al acestui minunat spectacol, vă îndemn să mergeți la TNB, la spectacolul Nora de Henry Ibsen, unul dintre cele mai reprezentative texte din dramaturgia norvegiană și universală, cu o Irina Movilă magistrală și într-o montare originală semnată de Chris Simion Mercurian.
Piața de carte de la noi are de toate, are cititori, are genuri literare variate, suișuri, coborâșuri, financiare, edituri dedicate, are autori consacrați, autori debutanți, lansări, podcasturi, tehnologie, competiție. Astăzi noi am călcat pragul editurii 3, o editură cu o identitate consacrată de ani buni, apreciată deopotrivă atât de specialiști cât și de publicul larg. Dincolo de colecțiile de specialitate, editura 3 conține colecția Fiction Connection, care nu este axată pe o temă anume, cuprinde mai degrabă o zonă literară foarte generoasă, care propune lecturi plăcute, captivante, interesante pentru publicul larg, o colecție care este coordonată de Magdalena Mărculescu, director editorial al editurii 3. Bun găsit, mulțumesc foarte mult, Magdalena, pentru faptul că ne întâlnim iată astăzi aici, la voi, acasă. Și noi ne-am propus să adresăm telespectatorilor o invitație la citit, ne-am propus să arătăm și să îi invităm pe telespectatori să afle tot ceea ce e mai bun de citit în materie de carte și facem asta evident cu ajutorul vostru, al celor care lucrați în edituri, pentru că nu-i așa, voi cunoașteți cărțile chiar de la primele lor rânduri. Spune-mi, te rog, și am să te întreb, pentru că chiar sunt curioasă, care sunt criteriile după care o editură alege un manuscris, care până când manuscrisul acela ajunge și vede drumul tiparului și ajunge în mâna cititorului. Mai întâi de toate, bine ați venit! Este o mare bucurie să vorbim despre cărți, cu atât mai mult cu cât asta se întâmplă aici, la noi acasă. Și acum să răspund la o întrebare, este o întreagă viață, este o întreagă poveste, cum aduci o carte de la intenție sau de la manuscris până la produsul final. În general, alegerile sunt determinate de ceea ce îți propui ca program editorial și de obicei această propunere, cel puțin în cazul nostru, a avut legătură cu ceea ce și-a dorit coordonatorul colecției sau ceea ce ne-am dorit în momentul în care am fondat editura. Cu alte cuvinte, pornește de la un interes al nostru. Nu am produs cărți, nu am publicat cărți doar pentru că din rațiuni oportuniste, bineînțeles că încerci să construiești o piață și să o susții, dar am plecat la drum cu pasiune. Și această pasiune se vede citind noi cărțile, le alegem pentru că ne plac și pentru că ni se pare că sunt echivalentul unei vieți interioare și atunci împărtășim apoi această viață interioară cititorilor noștri. Bun, și aflăm despre manuscris. Te întreb lucrul ăsta pentru că cărțile de specialitate sunt o direcție foarte bine structurată. Care da, acolo... a răspuns unui interes. Exact, exact. Domnul profesor Zanfirescu era cea mai cunoscută figură în psihanaliza românească, deci a avut o legătură organică. Desigur, pe partea cealaltă, spuneam că Fiction Connection este o paletă foarte largă, o ofertă extrem de generoasă, cu foarte multe, până la urmă, să spunem, nu știu, genuri literare, da? Da, este o colecție de literatură contemporană. Alege. Care a început prin a publica romane cu tentă psihologică inițial. Oferta, colecția a crescut în timp pentru că nu avem mai mult de 20 de ani în spatele nostru. Și întrebarea este, da, de ce ne-am diversificat, cum ne-am diversificat? La un moment dat am simțit această pasiune de a crea o zonă pentru tinerii cititori, pentru adolescenți. Și atunci s-a născut ca și subserie Young Fiction în colecția Fiction Connection. O altă mișcare a fost în momentul în care a apărut Crime Fiction. Am citit un autor fabulos, Stieg Larsson. El, practic, a fost primul autor în subseria de Crime Fiction. Și deci, de aici mai departe? Și de aici mai departe. De multe ori să știți că este un dialog. Pornești de la lecturile tale, de la pasiunile tale, dar cumva publicul vine spre tine ca editor. Și aici vin și te întreb, care e până la urmă azi? Cum vezi profilul cititorului de azi? Cum e el? E curios? E stabil? E capricios?
Cred că toate, pentru că de-a lungul unei perioade de peste 20 de ani, cititorul nu este același. Asta este o problemă. Se modifică vârstele. De pildă, pentru că am vorbit despre young fiction, ce a fost young acum 15 ani, este deja cititor adult. Da, și deja conturat, deja creat, deja da. Fidel. Iată, da. Vorbim de fidelitate. Exact. Există și o capriciozitate în sensul în care mi se pare că e foarte important să comunici ce faci cititorilor, să te identifici cumva, să comunici ce ai vrut prin ultimele apariții, de pildă. Pentru că există o cantitate mare de titluri. Piața a fost pur și simplu infuzată cu zeci de titluri de la diverse edituri și ne este foarte greu să alegem și nu vorbesc despre cititorul așa, o instanță impersonală, el și eu. Mie mi este greu să aleg. Să alegi, da, și întotdeauna aleg mai mult decât pot să duc și întotdeauna ai nevoie de o alegere după ce ai făcut alegerea, chiar după ce ai cumpărat cărții. Decizia, indecizia, da. Mai bine spus. Așa să duc puțin discuția către tehnologia existentă, tehnologia zilelor noastre, care, da, cu siguranță ne poate ajuta și chiar ne poate susține în toate eforturile noastre de a ne face cunoscute produsele, da? Da. E o întreagă mașinărie de marketing, de promovare. În ce fel consider că tehnologia și, de ce nu, inteligența artificială, nu știu, poate pune în, poate deveni un pericol atât pentru cititorii de carte, cât și pentru scriitori. Da, este o întrebare care, la care nu se poate răspunde imediat, mai ales în momentul în care acesta e foarte pertinentă întrebarea, este foarte actuală, nu și se poate răspunde complet pentru că astăzi vorbim, sigur, sunt mai multe aspecte. În primul rând, cartea, audiobook-ul, cartea digitală, acesta este un aspect. Am trecut de primele vârste ale acestui fenomen și aș putea spune acum că asta nu ajută, decât asta ne ajută, practic. Cartea digitală nu fură piața cărții fizice. Este o diferență enormă. Și există loc pentru ambele și, în general, dacă îți place o carte pe care ai citit-o pe ecran, te cam duci să o cumperi și pe hârtie. Deci nu ar fi o relație sau viceversa. Sau viceversa. Nu ar de fi multe ori se întâmplă să ajungi să citești cartea și atunci să ți se nască interesul pentru film, pentru serialul produs. Exact. Da, deci există o zonă care se susține. Un alt aspect este, de pildă, promovarea, faptul că noi am început într-o variantă tradiționalistă. Cei care promovau erau presa scrisă. Între timp, presa scrisă a pierdut cumva din pondere pe această piață și Instagramul, Facebook-ul, și întreaga instituție, digitale, da, nu și platformele, da. Dar și instituția. Instagramerii sunt cumva noi critici literari. Acest